Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la cea mai nebună semifinală aici în Champions League versus Manchester City, unde desigur știți bine l-am văzut pe Benassi și aici și scria la news că oare va fi ăsta debutul pentru Benassi versus vechea lui echipă? Este o întrebare bună, eu nici nu cred că l-a jucat până am Guardiola pe Benassi, numai așa a vrut el să dea niște bani așa pe mijloc ca să fie și el șmecher și păcat că nu joacă, că e o bestie, dar Hai să ne concentrăm pe acest match. Așa, vorbim de bestii, uitați una aici în fața noastră. De Bruyne, omul momentului, omul pe care trebuie să stăm atenți, să fim vigilenți, că omul ăsta poate să facă fie o pasă bună, fie un gol șmecher. Dar noi stres, că și noi avem o echipă faină și totuși dacă stăm și ne gândim, suntem în semifinală, e super. Și totodată Manchester City, mi-ar fi plăcut să fie chiar finală asta cu Manchester City, ar fi fost mișto. Dar, într-un fel, sunt și pozitiv, să zic așa, în sezonul în care, băi, ați văzut acum câteva zile, a fost meciul acela de Champions League, Manchester City contra Liverpool și Liverpool a câștigat 3-0 acel meci, parcă îmi dă mai mari speranțe să fac și eu la fel, să o bat pe City 3-0. N-am nimic cu City, am ceva cu Pep. Și desigur am ceva, că doresc tare mult acea cupă, poate fi oricine în care mi-a așa și Milanul. Nimic nu mi-ar sta în cale pentru acea cupă să o câștigăm odată. Ia zi de meci Belotti, pasă bună către turcul Under și Laport, foarte bine, Laport, apăr acolo. Oi, o echipă interesantă la City cu Dembele, în mare parte destul de la fel cum era, dar câțiva jucători noi. Acești jucători cum ar fi Koulibaly, cum ar fi... Sper să nu greșesc, acest Bernardo și desigur Dele Alli care și eu aștept așa un cărem odearăși prin Liga Angliei și îl vom testa și noi, dar Liga Angliei, în Serie A, un englez niciodată nu va avea noroc și de aceea niciodată n-am transferat un englez, un britanic, cum vreți voi să ziceți, aici în Serie A. Încerc să fiu măcar 3 fărâme, 3 gram, așa 3 grame de realism în modurile mele, măcar atât. Opa, Herrera, bună, pasă către Talisca, dar Fernandinho, ca de obicei, apără nebunul ăsta. Opa, Belotti, a dat un Walker, ai, începe să-și numere dinții cu limba, dar totul este ok, totul pare ok. Opa, Belotti din nou, ai, cum l-a lăsat așa Belotti, băi, Koulibaly, deja, băi, bestie omul, dar și Belotti, prea ușor a lăsat pe Koulibaly să se apropie de el. Talisca ia foarte bine aici către Chișa, din nou Belotti, omul care vrea golul și iată, gol, Belotti, uite-l măi pe Belotti, foarte bine, Belotti care balotează goluri, ia uite, gol în minutul 23, am știut eu că o să dau gol cu Belotti și ați văzut, poate ați văzut și voi, foarte multe faze au ajuns la Belotti, știi, Belotti, era clar că va veni un gol odată, și uite-te că a venit dat așa cu stângul, bravo băi Belotti, 6 goluri în Champions League, mai leu, bravo bă nebunule. Belotti, oare vrea să-mi facă hat-trick-ul nebunul? Dar totuși ce frumos am dat-o acolo cu Hakimi pentru Belotti. Asistul lui Hakimi senzațional, mi-a dus aminte de pasul ăla care le face câteodată James. Ia ce frumos, pac, așa la picior i-am pus-o, mă, la picior fix, ia. Nici măcar o preluare, un stop, ceva din prima. Ai, bravo Belotti, dar bravo Hakimi, 7 goluri în Champions League pentru Belotti. Omul ăsta, cred că dacă aș mai fi, dacă, mă rog, mai trebuie să jucăm încă un sezon, cred că 100 de milioane, toată ziua o să obține pe el. Omul merită, și stats-ul, și tot. Ha, acum că m-am uitat așa pe viteză peste echipă, când am văzut acolo pe Astori, gândiți-vă fraților, că încă jucăm cu Astori meci de meci, pe acolo primul în top, bine, excluzând când a fost accentat, că s-a accentat destul de des, na, și vârsta, dar chestia este următoarea, tot timpul era acolo, jucat, tot, și știți bine că, ia uitați-vă, într-un sezon cât de mult a involuat Chiellini, a involuat o grămadă, mă.
Și Astori, chiar că rețin că am văzut și un comentariu și că îmi zicea, băi, tu când ai început career modul acesta, Astori avea 81 overall. Acum, după două sezoane, trei, ăsta omul ăsta încă are 80 overall, de-abia a involat un punct. Sau încă are 80, ba nu, cred că amul acea a involat un punct. Fantasticul Astori, n-ai ce. Ai chiși? Ișa către Talisca, dar este Ederson și o boxează. Players to watch, ce scrie acolo. Omul meciului, Belotti, omul care a dat o dublă superbă. Dar desigur să vedem dacă poate da încă una să facă hat-trick-ul. Ar fi senzațional să scot același scor cum l-a scos Liverpool acolo în prima manșă, în Champions League vs City. Ai cât de epic ar fi așa un 3-0, numai că acest 3-0 să fie non-stop numai Belotti. Oh, ce bară gol, nu cred, e bară gol cumva. Este Belotti. Nu știu ce am făcut faza asta. E Belotti. Bă, ești prost. Uite, stai. Vreau să văd, e bară gol. E bară gol. Pac, bară. Bară gol, bară gol. Ai, senzaționalul Belotti. Bară gol. De când a mai dat un gol de ăsta, să-mi bag piciorul. Știi, în care mingea să meargă într-o bară, apoi în altă bară și apoi gol. Și hat-trick Belotti! Ia l-ai băi pe Belotti, hat-trick! Da, mă! Super! Omul ăsta e killer! Și totodată, dacă... O să vă întrebați, poate, dacă îmi sună diferit vocea, dacă se observă că îmi sună diferit vocea sau așa ceva, sau că eu nu urlu un pic prea tare ca de obicei. Este din cauza că am un început de răceală și desigur încerc să o tratez cât de bine se poate cu sucuri reci și apă cu gheață. Și da, încerc să nu lăs răceala asta să se dezvolte, dar vedeți, nicio răceală, nimic nu ne stă în cale să filmăm acest crimon minunat. Nu vă las, nu, tiki-taka, facem calitate, channel meu number one. Băi, dacă nu pun un episod pe zi, ce dracu, am început să pun două, ați observat. Și cred că vă și place, cu două episoade pe zi, ce să mai, viață. Ultimele minute din acest meci nebun, a început și vecinul să dea iar cu bor mașina, să îți bagi picioarele deja, câte episoade am faza asta. Și Talisca, mă, 4-0, Manchester City a devenit Manchester City. Cred că v-ați așteptat la gluma asta proastă. Da, cu glumă de asta spune numai un fan al lui United. Dar, opa, i-am făcut deja un... da. Deci, bun, bravo, măi, 4-0, dar Talisca, băi, este cel mai bun transfer pe care l-am făcut la Fiorentina. Nu da el multe goluri în Champions League ca și Belotti, dar în campionat omul ăsta cu Ziacup au făcut un duo, o senzație. Dar așa e în FIFA, câteodată aveți, ai un sezon în care Chișa rupe Noriț, rupe tot ce are, ce-i stă în cale. Și după acest sezonul viitor, ăsta, sezonul acesta, Chișa a fost așa, mediocru, știi? Câteva goluri acolo, țaca-paca, tiki-taka. Și așa se mai întâmplă, știu că așa e și Firmino, are un sezon când îți dă o grămadă de goluri Firmino și după aceea zici că nu l-ai pe teren, știi? Bizar. Dar, hai să revenim, foarte, foarte bine, l-ai gătit de puncte cu cei de la Juventus. Shit, ar trebui să fac niște schimbări la echipă, că o să urmezi după aceea returul, știi? Și vreau să am echipa forțao, așa să facem schimbările astea. Da, boi, intră tu acolo. Așa, Darmian în locul lui Hakimi, Manola se intre Hristov și respectiv ăsta vere tot acolo și Herrera pe cam. Bun, hai să jucăm meciul ăsta cu Hellas Verona, care nu știu exact cât de bine o să decurg, având în vedere atâtea rezerve pe teren, adică aproape toată echipa. Da, nu e bună, dar am zis, Champions League este ceea ce ne interesează. Chiar dacă avem un avans foarte mare pe agregat, un avans imens, întâi nu vreau să mă risc, știi? Întâi nu vreau să mă risc. Vreau să câștig așa la un scor de la imens în fața celor de la City și desigur asta este. Trebuie să sacrificăm puțin și campionatul aici colo. Aie, fraților, aie. Nu-i bai, Astori foarte obosit, da, pe el nu l-am schimbat pe Manolas. Nu-i bai, hai să vedem returul meciului cu City.
Hai să vedem dacă cei de la City vor reuși să facă o minune pe teren, o splendoare, eu sper că nu. Bine, suntem aici la noi acasă, meci vs City, un meci mare, dar totuși agregatul ăla e și mai mare. Și chiar am stat puțin acolo când a fost loading screen-ul acela enervant și plictisitor, știi, păi mei care tot timpul editez mai nou. Deci atâta timp, așa, și mă gândeam, băi, că mai că aș fi putut să simulez acest retur, că totuși e 4-0 și dacă m-ar bate ei 3-0 într-un simulate, tata aș mereu mai departe, dar nu, trebuie să juca și returul, pentru că este Manchester City, o echipă cu care mulți m-ați rugat să fac un career mode, chiar dacă echipa e forță, full on forță. O să facem, dar nu o consider chiar așa important, adică mai degrabă aș face cu Chelsea. Bine, nu următorul, că eu mă v-am spus, este în Liga Spaniei. Încă mă decid cu Real Madridul, cum vă și ziceam în alte videouri, că 80% sigur că e Real Madrid, alte proporții ar fi restul echipelor, știi? Dar după mă gândeam să mai degrabă să facem un career mode din Anglia cu Chelsea, parcă ar fi o idee. Conte cam trage Q-ul câteodată, e o formație bizară care nu... Bine, este discutabil ce se întâmplă la Chelsea, știi? Dar aș vrea să câștigăm o cupă cu Chelsea, că a trecut. Da, vreau să câștig o cupă cu Chelsea, ceva rău în asta. Oh, Talisca! Uite-l, mă! Ești nebun! Cel mai bun jucător, băi! Cel mai bun brazilian după Neymar. Uitați-l, uite! Pac! Ai! Talisca, mă, cât e de bun! Cât e de bun jucătorul ăsta! Fantastic, Talisca! Și numele, e funny! Plus că e nigger și are părul blond, vopsit blond, e și mai funny! Senzație, e gata City, e gata! 5-0 pe agregat, gol la noi acasă! City, v-am zis, City a devenit City! Opa! Belotti încă una, la port, foarte bine, s-a băgat acolo la port. Trup și suflet pentru echipă să o apere, gen. Azi de mai aici, Hakimi, bun aici către Ozeacup, din nou o bormașină pe fundal. Belotti, bun aici către Talisca, un șut de la afară, wow, Ederson, ce intervenție, ce reflex aici de către portarul acesta, Ederson. Foarte bun, ia uite, ia, pac, așa ia, ping, și-a apărat-o. Începem mai și repriza a doua cu două schimbări, n-am avut ce face decât să scot pe Astori, că a fost foarte, foarte obosit, știți bine și când am început meciul era obosit și nu vreau să risc o accidentare fix acum când s-ar putea, adică ce dracu, 5-0 pe agregat, mai mult ca sigur am ajuns în finala Champions League și vreau ca Astori să fie acolo la finală și el să ridice cupa Champions League așa în mâine, asta ar fi cel mai frumos final ever. Mulțumim, Astori! uite-l, băi, totuși a fost un game frumos, respect, tot. Așa și trebuie. Eu zic, am luat ăsta o decizie foarte bună prin acest career mode. Și, Ederson, nu, n-ai cum de acolo. N-a prins-o bine nici pe picior. Nu-i stres, fraților, 5-0 pe agregat, deja numai așa, ne plimbăm pe aici, mai dăm niște paze, mai un tiki-taka. Poate o încercați cumva să dau gol și cu Andone, așa se mai cresc un picuț cota, cine știe, poate tiki-taka, mai vine un transfer, nu se știe. Totuși, de-abia aștept așa un sezon, să fie și un sezon, unul singur sau maxim două, dar cred că unul așa cu Real Madrid, știi, unul de la Rapid. Așa cu transferul, frate. Oh, Belotti! Uite-l, măi, pe Belotti. 6-0, fraților. 6-0. Deja e prea de tot. 6-0. Cineva să ne oprească. Bravo, măi. Oare facem un 3-0 și la noi acasă, așa ca și în deplasare? Ai de viața mea. Iau. Pac, ia uite cum s-a împiedicat acolo apărătorul ăla. Vai. Ok, și cum ziceam, mai și un sezon să țină, și un sezon, sau două, dar și un sezon, așa, mă rog. Dar așa un career mode de ăla, care știi să fie transferul de la bombă, bă, transfer pe ăla și pe ăla și pe ăla, știi, așa, să ne energizăm și după aceea vedem noi. Că totuși acest career mode cu Fiorentina, poate am mai spus-o, dar mă repet, a fost un career mode cu adevărat, ca lumea ia, uite, gol și Jesus. A fost acolo haos în apărare și Jesus a dat și el un gol, măcar un gol de onoare, Seva și City. Și cum ziceam, ăsta cu Fiorentina chiar a fost un fel de road to glory chiar bun,
Însă sunt care Fiorentina clar n-a mai câștigat campionatul de nu știu când, cupe Champions League, iară de nu știu când, Europa, nici nu știu dacă a câștigat. Așa. Pe lângă că a fost o chestie și de respect, știi, a fost și o chestie că, bă, echipa chiar merita o... Ia, m-am dat gol cu Andone și am zis că vreau să dau gol cu Andone. Fantastic. Deci, chiar ziceam că are... Tic-tac, știi, a fost așa un challenge, o provocare. Și am reușit această provocare să fac din această echipă o echipă forță. Forță, uite, care batem City-ul de zici că nu există City. Și nu știu ce am crezut că offside. Așa, da, țineți minte când am început acele moduri și n-aveam buget decât vreo 20 de milioane, 18 milioane, a fost greu, am luat juniori care au evoluat, cum este Under, cum este Kisha, care deja a fost la noi, a venit Nuri, care și el, am luat așa ca și un mic tribut și pentru el, venit pe 6 milioane de euro și l-am dat cu 10, da, pe vremuri avea potențial de evoluare, acum se pare că n-am mai avut, fix la el, știi, fix cu el nu mi-am făcut temele, că în rest cu toți mi-am făcut temele, cu Under, cu tăzi, tăzi, mă, ăla știi, a fost surpriza. Of, noi bai, un career mode blană, de-abia aștept finala să văd împotriva cărei echipe vom juca în marea finală. Totuși să nu uităm că Barcelona nu mai este și parcă Real Madridul a fost scoasă din joc chiar de Manchester City, dacă rețin corect, sper să nu greșesc, cine știe. Hai că ne apropiem de finalul meciului, nu mai sunt decât câteva minute, care ne desparte de marea finală, mult așteptată aici de noi de nu știu câte sezoane. În sfârșit ne apropiem și noi de finală. Haleluia, uite cât de ușor și de bine am putut să batem City-ul. Mai că nu-mi vine să cred, asta-i mă, degeaba, portar de 90-91 overall, apărare ca lumea, atac ca lumea. Tot ce trebuie avem la această echipă și Belotti, asta a fost o idee strălucită, să nu mă mai bazez pe Andone și să-l iau pe Belotti. Nici Andone n-a fost rău, știi? Adică chiar e ok Andone, dar Belotti e o altă mâncare de pește, știi? Cu Andone să zic că te descurci foarte bine campionat, dar în Champions League îți trebuie unul ca Belotti și hai să-mi bag piciorul, gata bă, pui mei, evadează și totodată, ai ușă la intrare, ce dracu. Atâta dă ăsta cu bormajan să-ți bași picioarele. Bun. Ai. Hai să vedem. Marea finală o să fie împotriva... Manchester United. Wow. Eu m-aș putea să fie Bayern. Sincer, Bayern vreau să fie. Dar se pare că va fi Manchester United care bate pe Bayern cu 1-0. Deci așa un meci greu a fost ăsta. Și foarte mișto, amuzant, în sezonul care, ia uite, am bătut-o pe City și acum în marea finală o să fie tocmai cu United, știi? Deci, da, interesant, mișto. Dar, hai, ne auzim pe data viitoare, da, deci se oprește și idiotul ăsta și, da, ne auzim, numai bine, bye bye.